Salutare tuturor! Bine ați venit în comunitatea Alex Tech. Eu sunt Alex, iar în tutorialul de astăzi vă voi prezenta softul 3D Pack Chip, care vă ajută să întrețineți driverele sistemului dumneavoastră de operare, descărcând cele care nu sunt găsite pe sistemul de operare sau actualizându-le pe cele învechite. Acest program funcționează doar pe Windows. Pentru a descărca programul, trebuie să accesați site-ul lor. Am pus un link în descriere. În cazul meu, l-am descărcat deja și este pe desktop. Trebuie să aveți foarte mare grijă când instalați astfel de softuri, deoarece dacă apăsați Next Finish, cum fac majoritatea utilizatorilor, veți descoperi cu stupoare că pe lângă softul pe care ați dori să-l instalați, vor fi instalate și alte softuri, unele fiind malițioase. De exemplu, în acest caz, îmi cere să instalez McAfee Antivirus. Voi debifa câmpul în care spune că va instala McAfee și voi da Next. Însă nu scăpăm așa ușor de acest lucru. Acum ne va cere să instalăm Avast Antivirus. Din nou voi debifa câmpul. În sfârșit, putem apăsa Next, iar instalarea va continua normal. Odată ce programul s-a instalat, 3D Pack Chip va porni automat. Interfața acestuia este simplă. Afișează câteva date despre calculatorul dumneavoastră, cum ar fi ce procesor aveți, ce placă de bază de țineți, ce placă video a fost recunoscută. În cazul meu a recunoscut atât placa grafică integrată cât și cea dedicată, ce placă de rețea aveți, ce sistem de operare rulați, câte memorii aveți și altele. De asemenea, softul va verifica automat sursele acestuia pentru versiuni noi ale driverului. Astfel, dacă se detectează un driver învechit, acesta vă va îndruma să descărcați varianta actualizată. În cazul meu, ar mai dura ceva timp până când s-a verificat sursele pentru versiuni noi, așa că nu voi prezenta această funcție. Dacă dețineți drivere actualizate, puteți beneficia de o viteză mai bună a sistemului de operare. În câmpul driver, putem observa două câmpuri, backup și restore. Acest lucru ne ajută la realizarea unor copii de siguranță a driverelor, care pot fi utilizate de exemplu dacă driverul nou nu funcționează corect cu sistemul de operare. Butonul Q&A/bug raportează un bug în aplicație către dezvoltatori. Simplu. Și cam atât cu softul acesta. Nu uitați să îl puteți descărca folosind linkul în descriere. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să dați un like și share dacă ați considerat acest videoclip util, să vă abonați dacă sunteți noi și să bifați clopoțelul pentru a fi notificați când mai postez tutoriale. Eu am fost Alex, voi ați fost în comunitatea Alex Tech și până data viitoare, vă salut! Pa!